Dragi prieteni, ca de fiecare dată mulțumim și partenerilor noștri ce ne susțin în realizarea acestui podcast Super Social, Mobile Arts și Primo. Dacă și voi vreți să deveniți parteneri cu noi aici la Victory Cup în Victory Extra Time, puteți să ne contactați pe pagina de Facebook sau la numerele de telefon pe care le puteți găsi pe site-ul competiției. Bun găsit, dragi prieteni, din nou din Victory Pub, aici unde facem Victory Extra Time. Suntem în prelungiri de această dată cu un antrenor ce m-a pus pe gânduri la momentul când venise la Dinamo, când a crezut în nebunia lui că o poate aduce în Liga 1 și tot în nebunia lui chiar i-a dus în Liga 1 pe cei de la Dinamo. Alături de mine este Ovidiu Burcă, evident că v-ați dat seama despre cine este vorba. Bun găsit! Ovidiu, da. Salut, uite, cu asta aș începe. Interesant, mi-aduc aminte de flash interviurile de dinainte din și primele, după vece. De la meciuri, nu? Da. Cum de-ai crezut tu atât de mult? Că chiar așa aș începe, deși o să vorbim despre mai multe. Nu știu, păi în primul rând, atunci când accepti să mergi într-un loc, trebuie să crezi foarte tare, să-ți impui un obiectiv, să crezi în el. Pentru că dacă nu crezi în el, atunci e clar că și nu poți să transmiți chestia asta și oamenilor din jurul tău, atunci lucrurile nu se pot întâmpla. Era o provocare foarte mare, mai ales că era un moment istoric, echipa nu fusese niciodată în Liga a doua și nu știu, m-am înhămat la munca asta și a trebuit să-i fac în primul rând pe toți cei care erau în jurul meu să creadă în obiectivul ăsta, care părea la un moment dat, la începutul Liga a doua, părea ceva așa, da, chiar o nebunie părea totală. Dar ușor, ușor oamenii au început să creadă în el. S-au așezat lucrurile și cu fiecare meci, cu fiecare zi care a trecut, lucrurile se îndreptau către scenariul ăsta și până la urmă a fost un happy end. Știi cum părea pentru mine, așa că acum pot să spun percepția pe care o aveam la acel moment, părea așa un fel de Flaviu Stoican și el a venit tot la fel, cu motivație, cu dorință, nu, deci nu spune nimeni că nu a vrut și el, n-a ieșit foarte bine. Tu însă... Uneori lucrurile ies așa cum îți dorești tu, alteori nu, dar cred că cel mai important... Cât credeai la sută la acel moment? Pentru că păreai foarte sigur. Asta, adică mie mi se părea că la acele momente nu prea jucați mare lucru. Nici nu, dar aveam... Adică vedeam că totuși am avut de gestionat un lot unde erau niște jucători cu o anumită experiență. După aia pe parcurs s-au mai alăturat și alții. Și, nu știu, eu îi vedeam la antrenament, i-am cunoscut și personal după aia, în discuțiile pe care le-am avut cu ei. Pe străinii pe care i-am adus, cred eu că am adus niște jucători buni, poate ușor peste media Ligii a doua. Și, cumva, vedeam potențialul, vedeam perspectiva. Hai să... Am început cu asta că mi s-a părut mie așa, adică o chestie fantastică pe care ai realizat-o și ți-am spus-o nu odată, de mai multe ori și în particular și chiar în timpul. Da, cred că nu este, e ceva normal, pentru că pentru mine personal, promovarea pe care am avut-o cu Dinamo anul trecut e cumva o bornă importantă în cariera mea, ok, da, atât de antrenor, dar nu numai. Bine, cu toate problemele, dar hai că vreau să vorbim despre asta un pic mai mult mai încolo, până una alta. Vreau să îl cunoască un pic lumea pe Ovidiu Burcă și altfel. Cum s-a apucat Ovidiu Burcă de fotbal? De ce s-a apucat și când? Da, cred că am mai zis-o de foarte multe ori și cred că deja suntem de atâția ani în fotbal și am avut atât de multe interviuri că lumea deja ne știe. Lasă că eu încerc să-ți mai găsesc. Vedem dacă le-ai spus pe toate. Hai. Nu, m-am apucat de fotbal când, nu știu, tatăl meu mi-a făcut cadou prima minge de fotbal. Cred că aveam vreo 5 ani de zile. Și nu știu, și de atunci m-am îndrăgostit de mingea aia, de fotbal. De care și mi-a adus o minge. Da, o amărâtă din aia, dar ce găseam atunci. După care, lucrând la porțile de fier și având contact cu și cu ceea ce se întâmpla în afara României, mi-a făcut cadou și o minge după câțiva ani, una mai bună, o minge dintre asta de piele. Și știi cum e, când aveai mingea de piele, te luau toată lumea, că altfel luau mingea și plecau acasă. Trebuia să joc într-o echipă, nu? Da. Și ăsta a fost cumva...
nu știu, ajutorul pe care tatăl meu mi l-a dat, pentru că mi-a jucai mult cadou. Pe Maidan, nu? Mult, mult de tot, da. Păi pe noi cred că, mai ales că apoi a fost o perioadă în care ai mei nu m-au lăsat foarte mult la fotbal, pentru că nu considerau că era o meserie așa de viitor pentru mine, au insistat foarte mult, insistau cu școala, cu... Da, știi, fiecare își dorea cele mai bine pentru copilul lor, dar din perspectiva înțelegerii lor. Și cum te și nu prea mă lăsau, dar Maidanul m-a făcut, curtea școlii Maidanul, ne-au făcut fotbaliști și fără să folosesc cuvinte mici, fără să folosesc cuvinte mari, chiar așa s-a întâmplat. Între timp, lucrul ăsta a dispărut, adică alea erau exact orele pe care copiii de astăzi când merg în mod organizat, 2-3 ori la un teren artificial unde îi duc părinții, se dau jos din mașină, urcă în mașină, stau acolo o oră jumate, vine părintele cu sticluța cu apă, cu... No, noi beam de la robinet, da, la adică cizine. Lucrurile s-a pierdut puțin din esența fotbalului, pentru că noi, în esență, noi acolo am învățat fotbal. Și cum te-ai dus prima oară la fotbal, la... În mod organizat, mă refer. În mod organizat, erau niște băieți acolo în anturajul nostru unde stăteam, unde locuiam, mai mari decât mine. Și spusesem, aveam și mingea. Dacă aveai mingea, da. Și au zis, hai să mergi cu noi, să te ducem și la fotbal. Eram cel mai mic dintr-o grupă de foarte mult timp, cred că până la 15-16 ani, când am început să cresc foarte mult, toată lumea spunea Piticu, pentru că eu eram cel mai mic dintr-o grupă în care erau cu mult mai mari decât mine și eu am crescut cu, practic printre ei, printre niște copii mai mari decât mine. Poziția din teren? Cine? Poziția... Sau când s-a definitivat poziția ta în teren? No, poziția, nu eram nici cel mai înzestrat jucător din punct de vedere tehnic, dar eram acolo, eram tot timpul foarte, foarte dedicat, nu-mi plăcea să pierd, foarte implicat în tot ceea ce făceam și foarte pasionat. Cred că lucrurile astea m-au ajutat foarte mult. Ca poziție în teren, cred că undeva la 12-14 ani am început să jucăm. Pe vremea aia exista încă libero. Eu eram urâtă acolo. Urâtă poziție. Urâtă. Și acum mai există libero, dar doar că el a fost trecut în fața fundașilor. Înainte era exact. În spatele lor. Și curăța, dubla tot timpul. Acum închide culoarele în fața fundașilor. Și am avut un antrenor, Dumnezeu să-l ierte, Neațică Zanfir, care mi-a zis, băi, puștule, când m-a luat la Careva, mi-a zis, din păcate, poziția ta în fotbal se desfințează, va trebui să-ți găsim altă poziție. Și m-au trecut exact în mijlocul terenului și am fost un mijlocaș închizător. Spuneai că n-ai fost înzestrat, însă cluburile pe care ai trecut în România sunt importante. Da. Craiova, Dinamo, eu cred că am avut, da, Național, am avut. Progres, în fine, Timișoara, Rapid. Te-aș întreba așa, Dinamo sau Rapid? O, e greu să... Dinamo sau Rapid sau Craiova, poate. Sau Craiova. Sau Craiova. Pentru că eu am crescut acolo și pentru mine primul model... Și omul pe care l-am admirat cel mai mult în fotbal, Ilie Balaj, m-a făcut să mă apropii foarte mult de Craiova. Apoi a venit perioada Dinamo, Lucescu și echipa aia fantastică și n-aveai cum să nu te îndrăgostești de ei dacă îi vedeai. Și am avut așa o afinitate în prima parte a copilării cu Balaj, după aia am avut afinitatea Dinamo. Mi-e greu să spun... Mai ales că am trecut și am fost... Deci mai degrabă, am Craiova, și jucat, Dinamo, dar atenție! Am și Craiova, jucat, Dinamo... Cumva e atipic, dar eu n-am ajuns să trăiesc hate-ul ăla de suporter, da. Știi? La mine am fost sportiv, am crescut în Craiova, mă uitam cu admirație la Dinamo și la ceea ce făcea domnul Lucescu pe vremea aia și echipa frumoasă pe care o crease. Cumva... Am admirat la nivelul meu de înțelegere și eu m-am născut în 80, Craiova Maxima, prin 86-87, nu înțelegeam atât de mult și nu conștientizam, dar am simțit cumva tot fenomenul care se crease în jurul acelei echipe și eram și eu cumva captivat de... Și cumva să spunem, aia a fost prima apropiere a mea de fotbal, pentru că toată lumea atunci era nebunită cu Ilie Balaj, toată lumea cu Craiova Maxima,
Da, exact perioada în care eu începeam să înțeleg despre fotbal, da. Deci Rapidul. Deci n-aș putea să spun. S-ar încadra cumva pe trei acolo. Nu, Rapidul a venit mai târziu în viața mea. Toată lumea mă întreabă, n-aș putea să fac așa o. Știi cum e, ca și cum. Nu știu, am avut și două căsătorii, n-aș putea să spun. De fiecare dată am iubit cu intensitate, am avut relații frumoase. Din păcate, unele s-au terminat, dar lucrurile alea frumoase rămân acolo și n-ai putea să spui niciodată una sau alta, la fel și la fotbal, știi? Că au fost momente foarte frumoase pe care le-am trăit și la Craiova și la Dinamo. Clar că atunci când câștigi și ai mai mult succes, te apropii mai mult, da, de un club sau de altul, dar așa, apropo că spuneai de Rapid pe 3, dar cea mai mare perioadă din viața mea am petrecut-o la Rapid, aproape 6 ani și ceva, petrecuți acolo în diferite ipostaze, jucător, conducător. Cumva am avut o carieră, da, am avut. Cine erai? Prietenul tău, domnul Moraru. Prietenul meu, da? Dar nu mai știu nimic de el, mai știi ceva? Nu mai știu nimic de familia Moraru. Mamă, e incredibil, a venit și a dispărut, nu știu. Da. Da, în fine. Energie Cottbus, cât te-a civilizat în fotbal? Cât ți-a arătat altă perspectivă? Da, mult, mult de tot. Eu am ajuns în Germania când credeam că sunt un profesionist desăvârșit, când credeam că știu deja foarte multe lucruri. Și am ajuns acolo și am fost total surprins să văd că nu eram nici atât de profesionist cât credeam eu și nu făceam nici atât de mult pentru cariera mea cât aș fi crezut eu că fac. Și, nu știu, m-a educat foarte mult Germania, mi-a educat în primul rând caracterul, m-a șlefuit ca om, din punct de vedere social am trăit într-o societate în care lucrurile sunt foarte bine așezate, sănătoasă. Și am văzut și eu cum funcționează într-adevăr o societate așa cum trebuie, m-am adaptat destul de bine și cumva a fost una dintre, cred că cea mai importantă experiență a mea ca sportiv, dar și ca om să trăiesc aproape 3 ani de zile în Germania, e un lucru fantastic care mi s-a întâmplat. Ai fost și în China? Da, am fost și în China 6 luni, da. Și? Te-au trimis acolo la specializare, să zic. Nu, veneam după o accidentare și am preferat să merg acolo să joc. Am avut o perioadă foarte bună la Beijing Guan. Și cumva a fost o experiență extraordinară pentru că am fost acolo în timpul Olimpiadei din 2008 de la Beijing. Am avut o echipă foarte bună. Eu m-am simțit extraordinar de bine în China. Era și boom-ul ăla financiar, boom, tot ceea ce începuse să reprezinte China pentru întreaga lume, mai ales că era și acea Olimpiadă. Era o atmosferă extraordinară. M-am simțit foarte bine în China. Îl întrebam și pe Dan Alexa, că și el a fost acolo. Da, ai și el a fost. Ceva de pe acolo, mâncăruri de astea, mâncări dintre astea exotice așa. Nu, dar mâncarea chinezească e una extraordinară. Nu știu dacă există pisică, spun prostii. Nu știu, pisică de mare poate. Da, pisică de mare, da. Nu, mâncarea și tot ceea ce fac ei e extraordinară. Nu are foarte multă legătură cu ceea ce. Dar tu ai reușit să te adaptezi? Adică, eu da. Pentru că știu mulți care au spus, bă, n-am reușit așa bine să mă adaptez Eu pentru că am plecat foarte devreme de acasă și am plecat mai în Ecuador, cred că m-a ajutat să-mi creez mecanismele astea de adaptare mult mai rapide și mult mai bune față de alții care au stat până la 25-26 de ani pe aici în România. Probabil și am plecat la 16 ani de acasă la Craiova și, nu știu, am avut întotdeauna în mine spiritul ăsta de, rebel, dar m-am adaptat foarte bine pe oriunde am fost, atât din punct de vedere social, cât și în vestiar și. Dar asta cu Ecuadorul, cum a venit? Că urma să te întreb așa, deși e mai la începutul carierei tale. Nu, a fost la început. Eu am debutat ca și sportiv la nivel profesionist în Ecuador. A venit, eram la școala lui Gică Popescu și Gica avea niște prieteni, avea un prieten care era impresar și m-a sunat într-o seară, m-a întrebat dacă aș fi interesat. Spun sincer că m-a fost așa un pic șocant pentru mine, nu mă așteptam. La vremea, pentru că atenție. Eram cumva fiind
la lotul de juniori al României, cumva perspectiva mea era să ajung la Craiova sau la Oțelul Galați, unde aveam atunci niște speranțe că poate aș putea să merg, da. Dar nici de cum să plec în afara României. Și a venit așa din senin, am zis hai să încerc. A fost și o perioadă de o lună de zile de probă, am zis hai să merg până acolo să văd dacă îmi place, nu-mi place, mă înțeleg cu oamenii aia, nu mă înțeleg. Era și aspectul financiar care a fost oricum decisiv la momentul ăla. Tu gândește că noi ne antrenam în spate la polivalentă, unde nu exista teren de iarbă, era un teren de pământ. Okay. Unde ne antrenam când ploua, era dezastru, adică niște condiții precare. Și am zis hai să merg acolo, câștigam, mi-o oferiseră și o sumă în cazul în care aș fi rămas foarte importantă și am zis de ce nu, știi, hai să încerc acolo, merg un an de zile, văd ce, adică am zis hai să merg la probă, după care un an de zile să văd ce și cum, știi, și am mers acolo la probă, am trecut, adică oamenii m-au plăcut și au zis hai să rămâi alături de noi un an de zile și am ajuns acolo. Mamă, deci fabulos să pleci la o vârstă atât de fragilă și unde în Ecuador. Adică da, și am nimerit, am nimerit în anul ăla alături de Ivan Caviedes, care a fost cumva jucătorul care a scris cele mai multe goluri în toate campionatele la nivel mondial, vreo 40 ceva de goluri scrisese. Da. Era deja o vedetă, a fost transferat la Perugia. Știu că l-au adus și pe El Diablo Echeverri, dacă vă mai vă minte, bolivian. Da. Făcuse un campionat mondial foarte bun și el în urmă cu câțiva ani. Deci am nimerit așa într-un mediu total diferit față de ceea ce... Și cald acolo, nu? Și cald, dar calitatea jucătorilor era una extraordinară. M-a surprins atât de tare, eram total nepregătit și cu toate astea am rămas cumva spre surprinderea mea, pentru că spun sincer că eu simțeam că sunt total nepregătit pentru nivelul ăla și a fost cumva surprinzător și pentru mine faptul că m-au plăcut și că ei au investit. Mai tehnici, mai nu? Mai de toate. Mai de toate. Pentru că aveau un Maidan mai bun ei, ca să zici. Da, pentru aveau, că, da, într-adevăr, joacă. Sud-America joacă pe Maidan și astăzi. Eu am fost eram surprins când îi vedeam, jucau noaptea pe marile bulevarde, puneau efectiv niște portițe de sticle pe stradă și jucau, trebuia noaptea, dacă trăgeai după ora 12-1, trebuia să-i ocolești, să le ocolești lor terenul. Adică la modul ăsta jucau fotbal, sunt îndrăgostiți de fotbal, trăiesc pentru fotbal, joacă și în cadrul organizat, joacă și pe terenuri unde se întâlnesc prieteni foarte mulți, joacă pe stradă, joacă peste tot fotbal. De-aia și jucătorii sud-americani sunt speciali pentru că nu știu, au pasiunea asta, au plăcerea asta a jocului extraordinară. Dacă ar fi să-ți alegi o întâmplare din fotbalul jucat de tine, care e cea mai așa, cel mai mult în memoria ta, îți revine cel mai des? De ce ți-aduce aminte? Dacă ar fi să alegi. Sunt multe momente frumoase pe care le-am trăit în fotbal. Cumva, adică eu din fotbal am ieșit și cred că am ieșit cu conștiința împăcată că am dat absolut tot. Adică, îți spuneam și mai devreme, eu n-am fost un jucător foarte înzestrat, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere fizic. Nu mai vorbesc câte probleme am avut și câte lucruri a trebuit să depășesc, să mă autodepășesc tot timpul. Dar asta zic, eu cred că am scos maxim din talentul pe care am fost înzestrat. Așa am avut cele mai frumoase lucruri sunt legate de prieteniile pe care le-ai creat în fotbal, de oamenii, de locurile pe care le-ai vizitat. Așa, dacă e strict din punct de vedere sportiv, am pierdut câteva finale. Poate că dacă dau timp înapoi, mi-ar fi plăcut să, nu știu, poate să retrăiesc momentele alea, să fie diferit. Cum a fost și momentul, poate, Timișoara. La Fece Național, iarăși am pierdut o finală împotriva Rapidului și atunci, poate, așa. A mai fost barajul de rămânere în Bundesliga cu Energie Cottbus. Ăla a fost iarăși un moment de
așa de răscruce pentru cumva, pentru cariera mea. Adică au fost câteva lucruri poate pe care le-aș fi făcut altfel, diferit, știi? Da. Dar așa, în ceea ce mă privește pe mine, nu știu, cred că pentru cât am avut, așa am scos, am stors maxim ultima picătură. Din... Interesant faptul că îți știi cu adevărat și o spui sau spui lucrurilor pe nume apropo de valoarea ta ca jucător. Pentru că poate mulți, știi cum vezi și în ziua de azi, că ai fost și în pielea antrenorului și știi cum sunt jucătorii. Păi eu meritam, adică eu pot. Eu am fost foarte limitat. Dar eu am făcut totul cu foarte mult... foarte mult consum mental și am avut un caracter care m-a ajutat să depășesc totdeauna multe limite ale mele, în primul rând. Și da, de asta am și la 33 de ani, din punct de vedere mental, am zis stop, pentru că făcând totul cu atât de mult consum, ajungi la un moment dat să obosești. Și întotdeauna mi-am dorit, adică mi-am dat seama de limitele pe care le aveam ca sportiv. Și am transformat cariera asta de sportiv tocmai într-o anticameră a ceea ce urma să fie. Dar eu cred că, nu știu, ca și antrenor, pentru că întotdeauna mi-am dorit să fiu antrenor, adică experiența pe care am avut-o ca jucător e definitorie. Foarte multă lume spune, dom'le, nu e atât de important să fi fost mare sau să fi fost jucător ca să fii antrenor. Dar eu vă spun, așa este, adică e imperios necesar să studiezi, să înțelegi foarte multe lucruri, dar faptul că ai avut o carieră la cel mai înalt nivel îți dă un avantaj competitiv foarte mare în fața altora. Dar spui de faptul că ai vrut să fii antrenor, totuși te-ai făcut conducător și părea că te îndrepți spre această carieră. Da, probabil că dacă aș fi promovat în anul ăla în care am ratat promovarea cu Rapidul din Liga 2 în Liga 1, probabil că și astăzi m-aș fi văzut tot în postura de conducător. Îți reproșești ceva la momentul ăla? Nu. Nu reproșez absolut nimic. Nu, creasem o echipă foarte bună, știi foarte bine, în momentul când am luat decizia să-l schimbăm pe Pancone, să-l aducem pe Alexa, Alexa mai avea 12 meciuri și l-am numit pe Alexa, a doua zi a fost lockdown din cauza COVID-ului și Dan Alexa a jucat 5 meciuri după vreo 2 luni și ceva în care ne-am pregătit cum am putut noi, pe Zoom, pe ne-Zoom, în toate condițiile alea de carantină pe care le-am avut. Nu știu dacă aș fi putut face altceva. A fost, oricum, a fost o excursie. Gândește că am început de la Liga 4 din pământ și în 3-4 ani de zile s-a dus clubul la nivelul la care l-am adus noi, în condițiile alea în care nu am început fără jucători, fără infrastructură, fără. Iar de fiecare dată am găsit soluții mereu. Și să ducem jucători și infra... Adică nu-mi reproșez absolut nimic. Acum când vorbești îmi dau seama și fac o comparație, pentru că ai fost cumva la ambele cluburi. La Rapid s-a început de jos, de foarte jos. S-a preferat să se radă tot, cum s-ar zice. Nu s-a preferat, a fost... Așa a fost să fie. Da, bravo, mai bine. Așa a fost să fie, bun. Vechea societate a intrat în faliment. Și Rapidul ajunge astăzi în postura în care se luptă la titlu. Da. La Dinamo s-a menținut o stare instabilă mult timp și se luptă pentru a scăpa de la retrogradare într-un moment bun acum, ok. Da. Dar este jos. Tu, văzând modelul de acolo și făcând parte chiar din proiectul Rapid și luând-o din Liga 4, tu cum ai fi văzut lucrurile apropo de situația asta? Nu ar fi fost ok sau situația total Dinamo, diferită? La Dinamo s-a făcut ceea ce trebuia să se facă. Da? Se pierdea foarte mult timp. Se pierdea foarte mult timp dacă se începea cu un nou proiect de la Liga 4. Uite, chiar o explicație asta. Da? Se pierdea foarte mult timp, foarte mulți bani. Se pierdea din masa de suporteri pentru că mulți probabil că ar fi renunțat sau s-ar fi îndepărtat, să spunem așa, față de club. În plus, eu cred că începând de la Liga 2 am putut să aducem alături de echipă niște oameni care să investească, nu știu câți ai fi găsit să investească de la Liga 4, da? Și echipa a promovat, este în prima ligă
Și eu cred că se vor și salva de la droga, dar sunt convins de lucrul ăsta. A, bine, dacă iar și o cred spui, că... o spui nu, sincer, chiar o spun foarte sincer și o spun din adâncul ființei mele. Dau foarte multe speranțe ultimele două meciuri pe care le-am văzut și cred că echipa nu este de nivelul la care este acum. Cred că echipa este mult mai, merită un loc mult mai bun. Bun, hai să rămânem la cariera de conducător. Vreau să mai pui o dată imaginea alea cu Ovidiu Burcă lângă Valerii Moraru. Da. De acolo a plecat o întâmplare, iată aici pe cei doi. Cum era cu Valerii Moraru? Da, domnul Moraru era un om ok, m-am înțeles foarte bine cu dumnealui, doar că atunci când amesteci nu știu, familia și niște lucruri în partea de business, de afacere, de cum era în situația asta, sport, da? Atunci lucrurile încep să... Eu cu dumnealui am avut o relație ok, doar că atunci când și soția și copilul fac parte din aceeași, așa, trebuia să vorbesc cu dumnealui, după care trebuia să conving și soția și copilul și atunci, dar cu dumnealui am avut o relație ok. Bun, un cantonament inedit la care am avut plăcerea să iau parte. Am plecat după aia în India. Ia uite aici, îți mai aduce aminte? Îmi aduc aminte. Amicalul cu aceste, asta a fost un amical pe terenul, așa uite, Perj, Ianovski e secundul lui Rădoi acum. Da. În fine, dar nu te văd pe tine pe aici, cred că erai să vorbești la hotel. Povestește-ne un pic. Cred că toți care ați fost acolo vă aduceți aminte acum cu drag de toată aventura aia. Până la urmă a fost o aventură și așa a fost să fie. Gândește-te că noi am găsit cantonamentul ăsta în condițiile în care domnul Moraru ne-a spus că nu are niciun ban să ne dea să mergem în cantonament. Am fost invitați aici. A fost până la urmă un cantonament foarte bun din punct de vedere sportiv. Da. Și cred că o experiență extraordinară de viață, pentru că nu știu când o să mai avem posibilitatea să mergem în India și să cunoaștem ceea ce am, să vedem și să vizităm, să cunoaștem, să interacționăm cu cultura și cu oamenii din India. Mie, spun sincer, unul, mi-au rămas foarte multe lucruri în minte și a fost o chestie... Păi eu acolo mi-am dat seama că tu chiar ai alură de conducător și m-am mirat cumva, pentru că acolo mi-aduc aminte de primul hotel pe care Rapidul a avut, arăta într-un mare fel, adică era 4 stele parcă. Da, erau 4 stele, ne spuseseră că mergea la un alt hotel, au venit la mine și m-au rugat, știți că acolo o să stea, a venit prim-ministru într-o vizită inopinantă și nu avem unde să-i cazăm și hotelul ăla e fully booked și atunci trebuie să stați aici o perioadă. După prima zi în care ți-aduce aminte ce s-a întâmplat cu acolo. Cu pe perete. Băieții au venit la mine, mister, nu se poate, mă rog, cum spunea Ovidiu, eram președinte pe vremea aia, e horror, trebuie să facem ceva. Eu vedeam care era starea de spirit, era așa. Aia... L-am chemat, am vorbit cu el și am spus că nu jucăm, noi plecăm acasă dacă nu regăsește o soluție astăzi. Dar nu noi... așa calm, adică să spunem oamenilor că erai Caras Capur. Era o tensiune și mă rog, cumva cantonamentul ăsta am riscat așa. Da, îți luase-i răspunderea cumva că o să fie bine. Și atunci normal, și mai ales când eram și șeful delegației, a trebuit să fac în așa fel încât lucrurile să se schimbe. Și s-au schimbat și cred că a fost frumos după aia. Da, a fost după aia la Cadavu. Mi-aduc aminte cum după se numea. A fost un resort, am stat frumos. Turneul, am întâlnit echipe foarte bune. Turneul a fost foarte bun. Și o lume, spectatori. A fost o experiență drăguță. Da, fii atent, ce mi-a mai rămas în minte din acel cantonament e vorba de Harry Kewell, care stătea cu Watford Under 21, era antrenor acolo și mi-aduc aminte cât de mult lucra acel om la sală. N-am să uit niciodată. Imaginile cu Harry Kewell lăsat de fotbal și mi se părea că niciunul din jucătorii Rapidului la acea vreme nu se ridica la intensitatea cu care acel om făcea antrenamente încă. Bine, atunci România de-abia a început să se întrevadă
și aspectul ăsta în care jucătorii trebuiau să meargă, mergeau în sală, trăgeau, făceau post-antrenament, pre-antrenament, rutină dintre asta. Clar. Și Kuol jucase totuși la cel mai înalt nivel. Se lăsase de foarte puțin. Se lăsase de foarte puțin timp de fotbal și încă avea rutina fotbalistului. N-am imagine cu el. Da, noi am stat câteva seri cu el, un personaj foarte agreabil. Da. Și am depănat multe amintiri cu el. O perioadă interesantă, dacă punem acest cantonament așa exclusivist într-un fel. Multă lume a făcut mișto, n-a făcut mișto, dar cantonamentul a ieșit până la urmă. Echipa a promovat în prima ligă. Exact. Deci cumva... Și cu... am rămas mulțumit lui Dumnezeu și fără malarie, că ne-au zis că ne dau pastile de malarie și nu ne-au mai dat, că nu au fost cazuri, că nu mai știu, în fine. Bun, totuși decizi, tot timpul mi-ai zis, am vrut să fiu antrenor. Totuși, cu aceste lucruri, urcând treaptă cu treaptă, ai preferat să treci la antrenorat. Da. Și ai luat-o de la Under 19, Rapid 2. Under 17. Under 17 chiar, bravo, da. Under 17. N-am avut... Cum de te-ai dat jos așa de pe o chestie unde... Pentru că a fost o dezamăgire foarte mare pentru mine faptul că nu am promovat în anul ăla cu Rapidul. Uite, scuze-mă. Cumva ai simțit că nu a depins de tine. Exact. Adică tu simțeai că poate dacă ai fi fost tu acolo lângă ei, exact. Nu? Exact. Mă rog, dintotdeauna m-am văzut ca fiind un viitor antrenor, dar așa, pentru că viața uneori te duce nu cum vrei tu, ci cum vrea ea, a trebuit să mă adaptez la o poziție la care n-am spus nu, asta de manager sportiv. Între timp, a trebuit să nici toate licențele nu le aveam pentru a începe cariera de antrenor și am zis că e o perioadă de tranziție. Și să, atâta timp cât îmi iau licențele, așa aș putea să fac chestia asta unde am de învățat și mă va ajuta probabil și în cariera de antrenor. Dar pentru că am investit foarte mult și sufletește și din toate punctele de vedere în proiectul ăla Rapid și pentru că presiunea aia, tu știi foarte bine, Rapidul e o poveste frumoasă, dar atunci când muncești acolo te consumă foarte tare. Și am trecut și noi prin momente și mai puțin plăcute și într-un moment mai puțin plăcut toată lumea ne întreba și dacă nu o să promovăm, ce se va întâmpla. Și am zis, dacă nu o să promovăm, eu îmi dau demisia ca și din funcția de președinte. Și atunci a fost liniște, s-a terminat un mocnea un conflict acolo. Ok, dacă tu ți... Și până la urmă n-am promovat și eu mi-am respectat cumva. Dar am înțeles și că ceea ce e cel mai important în viață, să faci ceea ce îți place, trebuie să te apuci pentru că altfel, nu știu, nu ai fi un om împlinit cu total, știi? Și ăla a fost momentul în care eu am zis, bă, uite, viața mea a demonstrat că, mi-a arătat că trebuie să fac exact ceea ce îmi place mie. Și exact ce ai spus și tu, am simțit și că din postura de conducător, lucrurile în România nu sunt ok. Adică în România nu există conducători pentru că cumva între patron, cei care decid și echipă, nu prea există un fir direct între antrenor întotdeauna și patron sau cei care sunt consilii locale. Așa, și uneori mă vedeam, nu știu, ignorat, vorbind singur, deși spuneam niște lucruri. Așa, lumea nu te ia în seamă foarte tare atunci când ești într-o poziție dintre asta de management, pentru că, nu știu, poate nu avem cultura, nu avem, nu știu. Da, nu e acel liant care poate ar trebui să fie. La unele și e o problemă foarte mare. E o problemă foarte mare, să știi, în fotbalul românesc, faptul că lipsesc managerii adevărați. E o problemă. Dar cred că și din cauza acestui fapt pe care l-ai spus mai devreme, cumva patronii simt că ei controlează direct ce se întâmplă. E mirajul ăsta pe care îl dezvoltă toți cei care investesc în fotbal. E un foarte puțin stau departe și îl gestionează ca pe un business normal, pentru că e foarte multă emoție, ușor sunt atrași de nu știu, frenezia asta a fotbalului și ușor devin și se contopesc cu fenomenul din toți conducătorii pe care tu i-ai cunoscut, patroni mă refer, ca să nu le spun conducători, patroni, care model ți-a plăcut cel mai mult?
Și domnul Badea era un om foarte structurat, foarte... Cred că a fost unul dintre marii conducători și patron, că investea. Da, era patron. Investea. Copos? Domnul Copos, atât timp cât am lucrat cu el, nu am lucrat decât din postura de jucător. L-am refuzat atunci când a vrut să mă pună președinte. Vezi? Deci, deci lumea a văzut ceva. Da, vedea, Nu mi-a zis. Și cumva, dar era o perioadă, era un moment foarte dificil. Era fix atunci când dumnealui renunța la echipă. Atunci a vrut să mă numească președinte și am simțit că era un moment mult prea complicat pentru nivelul meu de cunoaștere și la început și n-am simțit că era pentru mine. Dar și domnul Copos cred că avea o abordare foarte bună în ceea ce privește modul de organizare al clubului și a fost unul dintre patronii importanți. Ai putea lucra cu Gigi Becali? E o întrebare dificilă. Nu știu. Cu domnul Gigi Becali personal e destul de greu să lucrezi, pentru că, bine, dumnealui are un mod de implicare activă în decizii. Mie, eu sunt un tip căruia îi place să am libertate de decizie și atunci când lucrurile astea nu se întâmplă, mai bine nu, pentru că, nu știu, e destul de dificil. Ți-ar plăcea vreodată să antrenezi Craiova și care dintre ele? Nu, Craiova, încă o dată, eu am avut o relație întotdeauna bună, atât cu domnul, nu știu, nu am avut o relație directă, ne cunoaștem, dar Craiova e, da, aș spune da, adică e Craiova, sunt două echipe și aici n-aș vrea să intru în conflictul ăla care a divizat cumva orașul, e păcat. Mi este clar că oricum nu se poate face o conciliere, pentru că sunt și domnul Rotaru și domnul Mititelu, sunt doi oameni cu caractere puternice și nu îi văd funcționând împreună. Așa, nu știu. Dar ți-ar plăcea să lucrezi și pentru Craiova? Nu, Craiova e un oraș și poate fi o provocare foarte mare pentru orice tânăr antrenor, așa cum sunt eu acum. Un tânăr antrenor ce a reușit o promovare după ce ai trecut pe la Slatina, ai venit la Dinamo. Și la Slatina am reușit promovare. Și la Slatina ai reușit cu care promovare. Mă mândresc pentru că a fost și acolo o perioadă foarte frumoasă în viața mea. Și... Dar acolo cum era, apropo de se implica cineva sau aveai libertate? Am avut oarecare libertate, se implica, nu știu toată lumea, Dan... Oprescu, care a făcut foarte multe pentru fotbalul slătinean. Cred că dacă nu era el, nu exista tot ce e acum în Slatina și acolo este o bază de pregătire extraordinară. Foarte puține echipe din România se pot lăuda cu ceea ce s-a dezvoltat acolo. Și lui Dan îi place foarte mult fotbalul, s-a implicat. De-a lungul anilor a fost tot fost antrenorul echipei, mai ales că are și oarecare influență la autoritățile locale și a avut totdeauna fotbalul, a avut prioritate Slatina. Asta e un lucru bun, pentru că există încă fenomenul fotbalistic și acolo chiar e o tradiție în ceea ce privește fotbalul. Bun. Dinamo, borna ta, poate cea mai importantă ca antrenor. Uite, ce nebunie. Cum a fost totul? Ai lucrat cu Vlad Iacob? Da. Vreau să te întreb ce rol ai avut în plecarea lui de la club. El a spus eu am avut un rol... dezamăgit că se aștepta la mai multă susținere din partea ta. Eu am avut un rol foarte important, să-l țin foarte mult, adică să-l ajut foarte mult pe Vlad Iacob. Pentru că am considerat principial normal ca un om alături de care am plecat la un drum și alături de care am realizat niște lucruri importante, iar el este unul dintre oamenii care au pus umărul esențial la promovarea echipei. Am considerat că e bine să stau alături de el. Veniseră noi acționari, cu noi conducători, doar că și eu am putut să fac lucrul ăsta până la un anumit moment dat, pentru că eram într-o poziție în care nu îmi permitea, eram doar totuși un simplu antrenor, dar totuși bucurându-mă de credibilitatea pe care am avut-o în cadrul clubului, eu cred că am încercat tot ceea ce a depins de mine
să-l fac atât pe Vlad, cât și noi acționari să aibă o relație bună, corectă, cât o relație putut. Cât s-a putut. Dar, nu știu, asta mi-am și spus-o în mod public, din păcate n-am reușit să să-i aduc în același punct. Tu când a venit vorba, ai fost consultat când a fost vorba să fie dat afară? Pentru că el a spus, îți repet aici, chiar aici a spus. Nu, au existat foarte multe nemulțumiri legate de Vlad cu o mult mai lungă perioadă de timp înainte ca el să plece din club. Aha. Și eu cred că l-am susținut din poziția pe care am avut eu, am avut-o eu foarte puternic și foarte, foarte mult. A venit prietenul tău, Andrei Nicolescu, da, la club și cumva părea că acest... fapt să îți dea o continuitate sau să vă dea o continuitate de lungă durată. Părea. Părea. Nu, pentru că la fotbal nu la fotbal prieteniile și legăturile emoționale nu te țin în poziție. La fotbal lucrurile, singure lucruri care te țin, vorbesc din perspectiva mea, antrenorului, da? Singurele lucruri care te țin sunt rezultatele. Altceva nu există. Ori, din păcate, rezultatele mele la Liga 1 au fost alea care au fost. Am n-are rost să mai apuc să spun de ce, cum. E clar că și acolo eu am niște explicații pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Care? Spune-le. Păi nu, am tot spus-o. Nu, dacă exista altceva fost... ce n-ai spus. Nu, nu. Să-i vorbim strict din punct de vedere sportiv. Cumva a fost o situație foarte delicată pe care am gestionat-o. Am avut transferurile blocate în momentul când am promovat în prima ligă. Am avut niște limitări foarte mari. Am avut un buget care a fost setat de la început destul de jos. Acum sunt convins că bugetul a sărit cu 50-70% față de ceea ce a fost previzionat. De ce acum un an? Acum... Pentru că eram într-un moment în care nu existau foarte mulți acționari, erau doi acționari. Bun, dar veniseră alți acționari și îi puteau suplimenta. Veniseră, aveam, la momentul ăla când am promovat, acționarii erau Red and White, da, prin Andrei și Eugen. Erau, dacă nu mă înșel, firma domnului Bogdan Pavel de farmaceutice, da, și cred că era și Claudiu Florică, care între timp s-a retras. Deci Eugen și Andrei au spus de la bun început, ei au venit, dar din punct de vedere material implicarea lor a fost până la un anumit punct, pentru că ce îi depășeau foarte mult cheltuielile și au așteptat să vină noi acționari. După ce am început sezonul la Liga 1, s-au venit lângă ei și cei de la băieții de la Renovatio, un grup de firme foarte puternic și atunci și din punct de vedere financiar clubul s-a așezat destul de bine. Cam pentru ce loc are bani Dinamo azi? Păi, dacă ar fi să luăm campionatul de la zero, în momentul ăsta e 0. Nu, dacă ar fi să luăm campionatul de la zero, cred că previziunea care a fost făcută din punct de vedere al clasării în primele 10, dar cu bugetul actual, nu cu bugetul care a fost stabilit. Da, cu bugetul actual. Ar fi în primele 10 ar fi un obiectiv normal, să spun așa, cu bugetul care există acum, dar nu cu bugetul care a fost previzionat anul trecut și cu bugetul cu care s-a început sezonul. Pentru că bugetul ăla s-a arătat clar că nu are nicio realitate cu ceea ce înseamnă competiția Ligii 1, din păcate. Și vorbim de un club ca de anvergura lui Dinamo. Nu vorbim de orice. Probabil că banii ăia la Botoșani ar fi avut adică sunt convins că ar fi avut un cu totul alt impact. Te-ai certat des cu Andrei Nicolescu înainte să-ți dai demisia, să pleci, să vă despărțiți? Adică nu ne-am certat, nu ne-am certat, dar am avut câteva discuții în contradictoriu. Normal, unde nu există discuții de-astea în care unul vede lucrurile într-un fel, celălalt în alt fel, dar argumentate, cred că nu e un mediu sănătos. Dar am avut câteva diferențe de opinie pe anumite subiecte. Se pricepe la fotbal? Eu cred că da. Crezi că aceste transferuri au fost făcute de Kopici sau de el? Habar n-am. Nu mai știu ce s-a întâmplat acolo, nu știu ce... Dar nu mai vorbiți? Nu mai... De când am plecat am vorbit destul de rar.
Pentru că vrei, nu vrei, mă rog, când ajungi într-un astfel de, astfel de momente, erodează și la baza relației de prietenie. Și, mă rog, eu am fost și în perioada rapid, când tot așa, și când lucrurile nu merg bine, nu poți să separi una de alta și vin la pachet toate problemele astea și s-a mai erodat. Dar timpul va... El este un foarte bun prieten al meu și indiferent de ce se va întâmpla, lucrul ăsta așa va rămâne. Da, ideea e că pare că lucrurile încep să se miște. Ce trebuie să facă Dinamo? Sau primul argument pentru care Dinamo ar putea rămâne în prima ligă? Tu mi-ai spus deja, tu crezi lucrul ăsta. Eu cred lucrul ăsta și eu am spus-o de la bun început. Foarte multă lume i-a acuzat pe cei de la Red and White și au o imagine foarte distorsionată, să spun așa, față de ceea ce au reprezentanții și reprezintă ei pentru Dinamo. Nu știu de ce, probabil s-au făcut niște greșeli de comunicare, probabil s-au făcut niște greșeli de abordare pe anumite teme, iar una dintre ele este cumva disocierea de fostele glorii, care a fost, din punctul meu de vedere, o greșeală majoră pe care au făcut-o cei de la Red and White, dar dincolo de toate problemele și micile erori de comunicare, la un an de la venirea lor, că probabil cred că sunt aproape de un an de zile, oamenii au bifat tot ceea ce au promis. Adică, atenție, s-a scos, s-a luat licența, pentru că ei, în momentul când au venit, exista acest spectru ca să nu fie plătite datorii vechi, să nu se lua licența. Da? Avem un plan astăzi de reorganizare. Ce se respectă. Da. Salarii plătite la zi, indiferent de nume, de funcție, în Dinamo, oricine, pe oricine întrebi, astăzi toată lumea este plătită la zi, ceea ce e un lucru de care eu n-am mai auzit de foarte mulți ani la Dinamo și că ăsta e un aspect foarte important. Foarte mulți ani? Păi spune tu, de la domnul Negoiță, probabil. Că domnul Negoiță la începutul carierei sau la începutul implicării dumnealui la Dinamo a venit cu acest suflu nou așa. Apoi, din punct de vedere al condițiilor de pregătire, totul este la cel mai înalt nivel. Și chiar auzeam zile trecute că noi aveam o variantă de catapult care era ne dădea doar niște parametri, au făcut upgrade, au plătit foarte mulți bani să ia ultima variantă în care ai în variantă reală toate datele, toți metricii din punct de vedere fizic, deci așa, le-au luat inele de monitorizare a A cerut foarte multe lucruri și copii, adică, când a venit. Exact, ai un staff, dacă te uiți, antrenori secunzi, doi preparatori fizici, doi antrenori de portari. Adică Dinamo arată în momentul de față, din toate punctele de vedere, la cel are. Dar atenție, s-au ținut de cuvânt până la acest punct. Problema e că la Dinamo se dorește performanță, nu o bătaie acolo printre niște echipe pe la mijlocul clasării. La nivelul acela? Eu sunt de acord cu tine, dar încă o dată, riscând să unii dintre cei care ne vor auzi, eu să-mi spun iarăși că eu sunt ambasadorul Red and White, eu nu sunt nici ambasadorul. Așa a apărut tot timp. Păi eu am fost alături de... fost alături de niște oameni fără ajutorul cărora Dinamo n-ar mai fi fost astăzi aici. Pentru mine lucrul ăsta este clar ca lumina zilei. Să vină acum oricine să spună că mai erau niște investitori pregătiți, că mai la momentul nu exista. Vorbit, ai fost acolo. Nu existau, n-au existat alții. Real n-au venit. Nu a existat. Și a spus-o domnul Șerdean, a spus că singurii parteneri reali de discuție pe care dumnealui a avut au fost și de la Red and White, care au fost hotărâți, deciși să preia clubul în momentul ăla de răscruce. De asta, pentru mine, lucrurile sunt foarte simple. Oamenii care au salvat și inclusiv pentru cariera mea, strict personal, după aia vorbind și de Dinamo, tot ceea ce a însemnat, eu nu pot să nu fiu alături de niște oameni care, la un moment de răscruce, ne-au întins o mână. Mai departe, oamenii ăștia au ajuns, cumva și Eugen a spus-o tot timpul, au ajuns într-un anumit context fără să-și dorească lucrul ăsta. Ei au fost aduși acolo de cineva și au fost lăsați de unii singuri, exact cum spun eu. Și a trebuit să aleagă ce facem acum. Am ajuns aici, avem lucrurile astea așezate și ce facem? Că am rămas singuri.
Și domnul Eugen Voicu a spus, băi, eu nu sunt pregătit, dar eu nu, nici nu pot să las clubul să se întâmple vreo nenorocire. Și mă simt, a zis, și mie mi-a povestit cum a fost tot procesul ăsta și toată decizia asta foarte complicată pentru dumnealui, că lumea îl acuză, dar pur și simplu, exact cum ți-am spus eu, el a ajuns într-un context pe care nu și l-a dorit niciodată. Bun, dar el a ieșit vreodată să explice cu adevărat toate lucrurile? Pentru că, nu știu, știi cum e? Eu nu l-am auzit, sincer. Știi cum e? Că vii într-un loc, iei un brand, că ai luat un brand, da. Stai să ne înțelegem, că n-ai luat, nu știu, adunătura. Mă rog, hai ca să termin repede, da, povestea. Și mă rog, domnul Voicu a rămas în continuare în contextul ăsta, a investit proprii bani și eu cred că la un moment dat investise, nu știu sub ce formă, în jur de 1 milion și ceva de euro. Probabil că din banii ăștia și-a mai luat și înapoi, cred, da, habar n-am. Însă, asta, adică a trecut clubul de un hop foarte, foarte important. Bun. Mai departe, dumnealui întotdeauna a construit business-uri de la zero. A fost administrator și firma dumnealui CertInvest. E o firmă foarte cunoscută în piața de business din România pentru că administrează foarte bine afaceri, construiește afaceri de la zero. Pe principiul ăsta, poate că a fost omul potrivit la momentul potrivit pentru că să reconstruiască din punct de vedere al business-ului și noul Dinamo. Apoi au apărut toate acele discuții, că Samsar, că nu e posibil să... Nu e posibil, dar vedem că domnul Hagi caută să vândă pachete de 5-10%, vedem că domnul Rotaru la Craiova caută să vândă pachete unor acționari minoritari ca să se creeze o forță mai mare așa. Deci, până la urmă, modelul pe care Dinamo a venit și l-a prezentat și aici în speță, da, domnul Voicu, văd că apare și în alte părți, doar că la Dinamo spune, domnule, știi, ăștia sunt niște samțari, au venit și vor să conducă banii altora. Păi, oameni buni, în orice business din lume, cel care plătește sau cel care investește bani nu conduce business-ul. Își aduce manageri, își aduce o echipă de oameni care să cunoască și oamenii care au bani nu conduc afaceri. Întrebarea mea, Ovidiu, era alta. Și o poate duce la următorul nivel? Păi gândește-te că acum, odată cu venirea celor de la Renovatio, mai sunt în discuții și cu alți oameni. Până la momentul ăsta, și acum vorbim de niște investiții, chiar săptămâna trecută, cred că am văzut întâmplător cu domnul Voicu și îmi spunea că s-au investit vreo 5,5 milioane într-un an de zile. Spuneți voi, dacă în condiții normale 5,5 milioane aduși pe o perioadă de un an, dacă n-ar fi existat această insolvență nenorocită și tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere și găuri pe care trebuie să le închizi din spate, ce ar fi însemnat astăzi Dinamo cu 5,5 milioane plus banii veniți din televiziune, plus banii veniți din 5,5 milioane bani care au venit de la noi investitori, vorbim aici, da? Da, da. Ce ar însemna Dinamo cu astăzi cu un buget de 7 milioane? Credeți că ar putea să emită mai multe pretenții? Eu cred că da. Și suntem într-o structură în care acționarii sunt încă, nu este, adică încă se caută oameni care să vină să se alăture proiectului. Deci, asta zic că pentru mine a fost întotdeauna clar că oamenii ăștia au venit cu cele mai bune intenții. N-aș fi ieșit și nu sunt demagog, niciodată n-am ieșit să spun lucruri în care nu cred. Eu chiar am crezut la bun început că alături de oamenii ăștia se poate construi un alt fel de Dinamo. Un Dinamo curat, cu niște oameni care să vină și pe cât pot să investească, să vină să susțină cu bani. Mi s-a părut de la bun început ideea domnului Voicu una bună, atunci de ce să nu vorbim și să le dăm și lor partea lor de... nu știu, de încredere. De încredere, pentru că, încă o dată, pe oriunde mă duc, toată lumea vorbește foarte rău despre acești oameni și eu, din potrivă, eu nu văd nimic rău. Dacă e să te uiți înapoi de unde au pornit și unde au ajuns. Dar știi ce simt din felul în care vorbești? Simt că îți pare un pic rău așa, că simți că n-ai terminat ceva la Dinamo. Te simt nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău. Am plecat de acolo când am simțit că lucrurile nu sunt în regulă. Dar știam, acum știam mai luat cumva, această decizie, știam, să știi că știam cumva că va fi foarte greu. Eu imediat după promovare, pentru că știam situația clubului, pentru că la momentul ăla nu erau atât de bine structurați din punct de vedere financiar, m-am gândit și știind că aveam și acea interdicția la transferuri, mi-am dat seama că va fi aproape imposibil cu echipa din Liga a doua să poți face față în așa. M-am gândit, am avut așa minte,
ideea de a renunța, dar am zis că nu pot să fiu atât de egoist într-un moment în care foarte mulți oameni își puneau foarte mare încredere în mine. Dar, spun sincer, n-a fost o surpriză faptul că lucrurile n-au stat așa cum ne doream cu toții. Mă așteptam că e foarte greu, dar, mă rog, asta e. Pe de altă parte, au fost și câteva momente care, poate, dacă am fi câștigat încă două meciuri în plus, nu cred că mai vorbeam astăzi în postura de antrenor liber de contract. Deci, adică era clar pentru mine că va urma 6 luni de zile, era clar că urmau 6 luni de zile de reconstrucție, de schimbarea a lotului de jucători. Din păcate n-am reușit să ajung până la decembrie. Asta deși Andrei Niculescu a spus că poate ar fi trebuit să mai aștepți. Da, mă rog, asta e situația. M-a întrebat dacă mă văd într-o zi. Da, mă văd într-o zi. De ce nu? Înapoi, nu? Nu se știe niciodată. Da. Ai avut și niște conflicte acolo. Unul dintre ele a fost cu Vali Lazar. Grav. Conflictul cu Vali Lazar. Ce conflict am? Grav pentru el, nu pentru mine. Pentru mine lucrurile au fost clare de la bun început. Eu, sincer, în momentul când l-am găsit acolo, referințele pe care mi le-am luat despre el la echipele la care fusese în ultimii ani n-au fost cele mai bune. Dar, nu știu, am încercat să-i dau altă perspectivă, am încercat să-l încurajez, i-am dat chiar și banderola de capitan, pentru că am încercat să-l responsabilizez foarte tare. Începutul alături de el a fost destul de bun, doar că în momentul în care lucrurile n-au mai fost așa cum le proiecta el, a început să revină la metehnele și ceea ce a, mă rog, deja eram pus în gardă, ceea ce făcea el atunci când nu era mulțumit. El trebuia să fie un jucător care juca tot timpul ca să poată să fie mulțumit. În momentul în care nu mai juca, era un jucător greu de gestionat. El a spus că el a știut din prima clipă când ai venit la Dinamo că va fi dat afară pentru că ați avut o discuție în trecut eu în niciodată, care i-ai spus că eu niciodată, dacă nu semnează mandat cu tine, nu poate pleca în China. Așa ne-a spus aici și chiar m-am uitat să revăd. Nu mai țin minte, dar e posibil. A fost o perioadă în viața mea când după ce am terminat fotbalul, am intermediat niște mutări de jucători. Da. Și nu, eu, sincer, personal, nu mi-aduc aminte de momentul ăla, dar e normal. E normal că dacă nu, cineva nu semnează un mandat, să nu poți să... Adică, cum, să transfer un jucător dacă nu... Dar eu și uitasem. Dar încă o dată, revenind la relația pe care am avut-o așa, niciodată nu am avut preconcepții legate de el. Deși, încă o dată spun, foarte mulți oameni m-au pus în gardă legat de modul lui de a se antrena, de a face parte dintr-o echipă. Ai fost dezamăgit de gestul făcut de el? El mi-a spus că te-a întrebat care sunt motivele pentru care este dat afară și tu i-ai spus că parametrii sau nu știu ce. Nu i-am spus. I-am spus că pur și simplu este o decizie. Tehnico-tactică. Nu, este o decizie pentru că, încă o dată, decizia a fost pentru că e un jucător care atunci când nu joacă strică foarte mult ambientul și strică foarte mult tot ceea ce înseamnă vestiarul echipei. Simplu, atâta tot. Și nu acceptă. Asta a fost singura mea discuție cu el. Mai departe sunt lucruri, decizii pe care și gesturi pe care le-a făcut, care spun foarte multe despre el, nu despre mine. Un alt lucru cu care ai șocat la un moment dat și țin să citez. Există un zumzet în spatele meu, dar sunt heterosexual, îmi plac femeile. De ce ai simțit nevoia la o conferință de presă să spui asta? Pentru că exista zumzetul ăsta. Și ce? De unde pleca? Eu știu de unde a plecat. A plecat tocmai din India, unde a participat și, să aduce aminte, și Andrei Niculescu și probabil că toată lumea, Andrei fiind un foarte bun prieten al meu, chiar m-a ajutat cu actele și cu tot ceea ce am făcut noi să mergem în India și de acolo, mai ales că știi foarte bine că la Rapid n-am avut foarte mulți prieteni. Deci de acolo a plecat. De acolo a pornit toată nebunia asta și s-a rostogolit și cu o zi înainte aflasem niște lucruri și tot am simțit nevoia să fac asta. Da, a fost... Deși... Da, nu, practic nimeni nu... Nu, deși, încă o dată, poate că, nu știu, n-aș vrea să... Nici dacă mai e un lucru... Nu, dar poate... a venit de nicăieri și chiar... Nu, n-a venit de nicăieri. Nu, a venit de nicăieri în contextul... Da, în contextul...
Am simțit nevoia să fac clarificarea asta. Da? Da. Deci tu simțeai o chestie, o presiune venită de nu undeva? Nu o presiune, dar simțeam tot timpul numai lucrurile astea vorbindu-se în spatele meu și nu mă simțeam confortabil. Deci încă o dată, nu e nimic rău să ai o altă orientare sexuală, mai ales în ziua de astăzi, când nu știu, n-ar trebui să judecăm pe nimeni. Normal, oamenii trebuie să avem acceptanță către oamenii care au alt fel de opțiuni decât avem noi, așa că... Da, nu, cert e că a șocat inclusiv pe toată lumea prezentă și inclusiv pe toată lumea de acolo, așa, venită, dar tu probabil ai simțit... A șocat pentru că a venit, nu era moment, adică nu întrebase nimeni, nu pusese nimeni o chestie... Păi nu întrebase, am simțit eu nevoia să o fac lămurirea asta, mă înțelegi? Da. N-a șocat pe nimeni. Bun. Făcând aceste, trecând peste aceste aspecte, mai puțin frumoase, pentru că până la urmă asta cu Vali Lazar, nu știu, a fost ceva, n-am mai văzut, în fine, s-a judecat, s-a prescris și asta. Ce faci tu? Unde te-ai vedea? În ce fel de proiect te-ai vedea în următoarea perioadă? M-aș vedea într-un proiect foarte ambițios. De fapt, asta e caracteristica pe care ați întâlnit-o de-a lungul carierei mele, indiferent de rolul pe care l-am avut, fotbalist, director sportiv, președinte, mă văd într-un proiect ambițios care să țintească foarte sus, cât mai sus la nivelul fotbalului românesc. Dă-mi două avantaje și două dezavantaje ale antrenorului Ovidiu Burcă. Pe dezavantaje n-aș vrea să-ți dau. Păi de ce? Că se pot lucra orice dezavantaj sau nu dezavantaj, hai să spun lucruri la care... Tu vrei să mă promovezi imaginea asta sau vrei să faci oamenii să nu se mai gândească la mine? Nu, păi nu, în general cred că oamenii s-au convins de tine că ai reușit dintr-un Dinamo ce la acel moment, crede-mă, nimeni, poate doar nici Marian, nu știu la hai ce mai pătimași suporteri credeau în promovare. Hai să-ți povestesc. Eu, când m-am întors în România, am un soi de patriotism local pe care nu pot să-l înțeleg și nu pot să mi-l explic, dar bine, probabil mi-l explic pentru că am plecat foarte devreme de acasă și am avut dor, efectiv dor de casă, de țară și întotdeauna am zis că eu mă voi întoarce în România să schimb niște lucruri, să fac niște lucruri diferit, așa cum le-am văzut eu la cel mai înalt nivel. Pentru că pe mine mă motivează lucrul ăsta foarte tare. E principala mea sursă de nu știu, de motivație, da? Să reușesc în România. În primul rând, eu merg pe niște, cred, așa, mie așa îmi place să cred, nu merg pe niște drumuri asfaltate, merg pe niște drumuri care nu prea a mers multă lume. Da. De-aia am și acceptat să merg la fel și fel, în fel și fel de proiecte. Nu știu dacă las după în urma mea asfalt curat și autostrăzi, dar cumva urme în urma mea rămân. Deci încerc să vin în fotbalul românesc cu o altfel de abordare, care nu e simplă, pentru că atunci când îți dorești să schimbi mentalități, că și toată lumea spune lucrul ăsta, domnule, în România noi nu avem mentalitate. Cred că foarte mult aici, în zona asta, sunt foarte atent, că îmi place să schimb mentalități, îmi place să schimb niște lucruri despre care alții spun că nu se pot schimba la noi aici și eu mă încăpățânez să cred și cred că am și demonstrat așa puțin timp cât am avut la, mai mult, am și demonstrat că se pot schimba și la noi și că nu... Sau nu cea mai mare problemă în România nu sunt banii sau lipsa lor, ci lipsa acestei mentalități, acestei viziuni pe care trebuie să o aibă fotbalul românesc. Păi mai departe, cineva... Schimba? Eu cred că pot să schimbi. 100% sunt convins. S-au mai schimbat lucrurile în timp, dar parcă foarte lent. Schimbările, orice schimbare are o mișcare de rezistență. Acum fiecare, știi cum, și mie, eu sunt foarte dezamăgit când văd foști colegi de-ai mei care renunță pentru că spun nu, la noi în România nu se poate întâmpla nimic bun. Pentru mine alea sunt marile înfrângeri ale generației mele. Eu, de fiecare dată când mi s-a închis ușa sau când mi s-a trântit ceva în nas,
parcă a dezvoltat în mine o dorință și mai mare de a să arăt niște lucruri, să le demonstrez, să le arăt oamenilor că se poate și la noi în România. Nu m-am gândit nicio clipă să renunț și am, pe parcursul anilor ăstora, n-am trăit numai bucurii. Da, cumva ai renunțat la funcția de antrenor de la Dinamo. Da, dar nici nu poți să rămâi blocat așa în niște situații când lucrurile vezi că nu merg. Cred că cel mai bine, și am învățat și asta tot în ultimul timp, că e mai bine ca lucrurile să le lași să treacă. În momentul în care stai foarte mult blocat într-o situație, să tragi cu dinții, uneori când vezi că mai bine lași lucrurile să curgă în modul lor natural și uite, lucrurile se întâmplă bine, adică a venit copii și am și spus-o, a venit, a avut o lună de zile să evalueze lotul și a făcut niște transferuri bune și echipa începe să performeze din punct de vedere sportiv. Dacă aș mai fi rămas, nu știu dacă aș fi plecat poate în iarnă, în decembrie, nu avea timp, așa, cred că am dat dovadă de foarte mult altruism și mă rog, deci cam despre asta e vorba în ceea ce mă privește. Apoi și strict din punct de vedere tehnico-tactic, cred că am o abordare nouă. De multe ori s-a văzut, alte ori mai puțin. Pentru că nu există antrenori magicieni, există antrenori care depind de foarte mult, depind de calitatea jucătorilor. Exact, și mai ales la nivelul ligii întâi, ceea ce doream eu să fac era cumva destul de complicat. Și cine e jucătorul care m-a surprins că nu a mai avut o evoluție nici pe aproape de ce a avut în Liga 2? Cel mai mult? La mine Ghezali. Sau Ghezali a și plecat, da. Da, adică Ghezali, ok, Liga 2 e Liga 2, Liga 1 e Liga 1, da, și al doilea e Bani. Da, da, ei doi, pentru că au fost cumva, au fost principalii, unii dintre principalii artizani ai acelei promovări. Din păcate, la nivelul ligii întâi, n-am mai avut același randament, dar eu spun că ar fi avut nevoie, că acum Ghezali a plecat, ar fi avut nevoie de puțin timp ca să se adapteze. 6 luni de zile pentru un jucător să se adapteze de la un nivel la altul nu e mult timp. Nu e mult, dar nu știu, față, adică așa de mare să fie. Așa de mare. Da, a fost impactul. Da. Deci cam astea sunt lucrurile cu care eu vreau să vin și pe care vreau să le pun pe masă în fotbalul românesc. Dacă cineva va dori alt fel de lucru, adică dacă își doresc niște schimbări reale, dacă își doresc un om dedicat 100%, pentru că atunci când mă implic undeva, știți foarte bine asta că sunt 100% implicat de foarte multe ori. Din păcate, familia mea a avut foarte mult de suferit pentru că n-am fost alături de ei, dar doar așa se pot face lucruri mari. Deci asta, aspectele bune, da, așa. Da, este pregătit Ovidiu Burcă să facă pasul la o echipă ce se luptă la titlu? Da. Este pregătit. Sunt pregătit. Sau vrei din nou să construiești, să te lupți, să te zbați? Sau... Eu așa simt că sunt pregătit dacă am un club care îmi pune la dispoziție ceea ce trebuie, nu lucruri, bugete fantasmagorice așa. Eu cred că cu un lot bun, ceea ce cred eu și cum gestionez echipa și din toate punctele de vedere, cred că pot face performanță la cel mai înalt nivel. Ia campionatul FCSB-ul sau are șanse Rapid, CFR? Hai să zic, acum că sunt puțin emoțional și sunt puțin subiectiv, mi-aș dori Rapid să ia titlul, pentru că asta ar însemna și pentru mine o mare bucurie, și pentru că am fost acolo și am pus o piatră de temelie la proiectul ăsta nou. Și după cum evoluează în ultimul timp, se pare că nu sunt departe de asta. Da. Apoi lucrurile se fac bine, vede toată lumea, adică toți vedeți din exterior că venirea domnului Șucu a dat o forță incredibilă proiectului. Ai fi vrut să fie acum acolo conducător? Da, când te gândești la cum, la nu cred că e rău. La cum erai tu și... Nu cred că e rău, dar cred că și acum este o presiune foarte mare. Adică, deși ai totul la mână, gândește că cât de bine pregătit trebuie să fii ca să poți să iei niște decizii. Pentru că acum, nu că mai ai decizii, dar acum trebuie să fii un manager adevărat. Ai susținere financiară și trebuie să livrezi niște lucruri care să funcționeze. Pentru că altfel, e complicat și acum, nu e simplu. Dar Daniel Niculae, cum ți se pare? Mi se pare că face o treabă foarte bună. Da? Serios, da. E are de conducător, nu? Are.
Am spus întotdeauna, mie mi-a părut foarte, adică am căzut într-un conflict, cumva nu pentru că eu personal am avut ceva cu el, a fost mai mult că eu am căzut la mijloc. E bine că mi-a luat următoarea întrebare, da. Păi, okay. Dar nu, n-am absolut, ne-am și întâlnit, ne salutăm, adică și eu e un băiat care, pe care îl respect, a fost o perioadă care n-a fost așa. Dar pentru că rănile alea s-au închis, am înțeles, mă rog, pentru că încă o dată a fost o stare de conflict creată în care am căzut cumva la mijloc. Vinovat, cumva vinovat. Nu, n-a fost scos vinovat. Cumva, mă rog, a fost o situație în care eu am fost pus cu el într-un galantar, da? Exact. Ori n-a fost deloc așa și a fost o situație foarte nedreaptă și foarte injustă pentru mine, care mi-a adus foarte multe prejudicii. Plecarea lui și care mi-a fost mie pusă în spate, pentru mine a făcut aproape imposibilă munca mea la Rapid. Orice aș fi făcut, era trecut cu vederea și totdeauna mi-a fost adus în față, a plecat din cauza ta, a plecat din cauza ta, a plecat și toată munca așa. Și toată munca de Sisif efectiv, da, pe care am făcut-o acolo, legat de academie, de echipa mare, de a găsi soluții în niște condiții, că tu vorbeai, așa, pe care doar noi le știm, a fost foarte nedrept, dar m-a călit foarte tare din punct de vedere al caracterului. Pentru că am avut o presiune pe care puțin oameni ar fi dus-o, așa cum am dus-o eu. Și cred că m-a ajutat foarte mult. Și cred că m-a ajutat foarte mult. Dar de asta, acum sunt ok cu ideea, am transformat tot ceea ce părea atunci într-o zonă de negativitate și... Dar a fost așa, Ovidiu. Dar a plecat din cauza ta la acel moment, Daniel Nicolae. Nu din cauza mea a plecat Daniel Nicolae. Dar și, nu știu, poate să vă confirme și el. El a avut o relație mai complicată cu Andrei, nu cu mine. Uh-huh. Înțelegi? Cu primarul, cu vremea aia. Da, iar eu fiind cumva că acolo am fost tot timpul văzuți ca două tabere. Erau unii dintr-o parte, alții dintr-o parte. Eu am fost singurul care m-a luptat ani de zile să-i aduc pe toți la masă, să nu se mai certe ăla cu ăla, ăla cu ăla. Știi? Și cumva... Ai fost asociat? Da, și am fost asociat întotdeauna ca fiind... Dar eu acolo am venit și am spus, eu aici vin pentru să-mi fac meseria, să fac performanță. Pe mine nu mă interesează jocuri politice, mie nu-mi place politica. Și eu vreau să fiu corect și cum am fost peste tot. Că sunt încăpățânat pe anumite idei, dar niciodată într-o dispută personală cu cineva, știi? Și de aici s-a creat tot tamul ăsta. Dar e bine dacă v-ați împăcat. Dar eu cu Nico suntem ok, ne salutăm, ne vedem, păcat, pentru că... ne vedem prin oraș, până la urmă așa a fost să fie... Așa s-a întâmplat, el e acolo unde își dorește, eu fac ceea ce îmi doresc, adică că lucrurile s-au așezat într-un fel bine. În final vreau să te întreb, cine crezi că are cel mai competitiv lot din Liga 1 în acest moment? Păi dacă e să ne uităm după lot... Lot, dar cu adevărat lot, nu în poziție în clasament. Da, le-aș pune pe primele trei locuri, ar fi FCSB, CFR și Rapid. În ordinea asta. Nu le-aș pune într-o anumită ordine. Astea sunt loturi care să-ți permită ca și antrenor să te lupți cu șanse reale, la titlu. Craiova, în categoria asta aș băga-o chiar și pe Craiova, pe care mulți spun, pe care mulți nu o văd, Craiova, Universitatea Craiova, domnul Rotaru, pe care mulți specialiști o blamează, că spun că sunt anumiți jucători care sunt de mult timp acolo, nu mai au motivație, nu sunt... Eu cred că și ei sunt acolo, chiar cu o ușoară diferență față de astea trei. Da. Apoi avem Hagi, Faru, de fapt... Întotdeauna când spui Farul, spui cumva Hagi, pentru că acolo e conceptul ăla fantastic de joc care aduce întotdeauna și poate să creeze surpriză. Deci acolo, nu știu, n-aș vrea să se supere jucătorii pe mine sau cei care sunt acum acolo, dar acolo este un concept de joc extraordinar și conceptul ăla face ca echipa să fie, și Hagi, bineînțeles, face ca echipa să fie performantă și să fie aproape la nivelul echipelor din față. Dar, încă o dată, nu există antrenori magicieni, există jucători de a căror calitate depinzi. În final vreau să te întreb, ce faci? Vii și tu la Victory să faci o echipă a noastră? Păi asta vorbeam aici, că nu m-a invitat nimeni până acum și am văzut... posterul cu băieții ăștia cu care sunt prieten cu mulți dintre ei
Și mi-ar face plăcere, da, de ce nu? Probabil că în momentul când o să difuzăm podcastul o să fim foarte aproape de începerea noului sezon. Chiar mi-ar plăcea. Pe cine ai luat în echipă, dacă ar fi? Ia fă-ți o echipă. Păi pe zic, în primul rând, aș pune să slăbească puțin, dar l-aș lua. Da. Pe Dan Alexa, Tameș, Grigorie. Ne-ar mai trebui niște un fundaș, nu? Da. Ne-ar mai trebui un fundaș și un portar. Mă rog, asta ca să facem... Portar, da, nu, să ai ca și să rezerve, facem. Da, l-aș lua pe Chiriță, că și așa are el gura mare și în ultimul timp l-aș lua pe Chiriță, că e cu gura mare și el tot timpul, cum era el, și să-i mai dau din nou șansa asta. Să, că în ultimul timp, știi bine, când vorbești mult și faci puțin, riști să... Câteodată, păi da, câteodată când ești pe final de carieră, vorbești mai mult. Vorbești mai mult, da. Și l-aș lua să-l bag aici, să-l chinui puțin. Și portar ce ai luat? Și un portar, nu știu... Cristi Muntanu e implicat, dar e la Galați e și e greu să facă naveta. Mamă, Cristi Muntanu, da. Dar Babicu, cred că... Da, ar fi. Pe Danciu, trebuie să-l luăm și pe el, că Danciu arată și bine și se antrenează zilnic. Nu? Danciu. Cred că așa sunt. Uite, generația asta. Uite, nu te-am întrebat de Danciu, l-ai fi vreo lângă tine? Păi am făcut propunerea să vină lângă mine lui Nelu. În momentul când am venit atunci alături de Vlad, am simțit nevoia că aveam să vină cineva cu o identitate foarte bună din punct de vedere al dinamovismului și am făcut propunerea asta, doar că eu l-am înțeles. Venea cumva într-un proiect și lăsa ceva... Nu știu, n-a crezut foarte mult că putem să reușim. Și a zis, și l-am înțeles, era cumva într-o situație pus, era la CS, acolo le promisese acelor oameni care s-au purtat foarte frumos cu el. Dar cred că în continuare, nu mai stă acolo, dar cred că în continuare ar fi un element care, pe care îl văd în echipa actuală a lui Dinamo. Chiar iubește clubul, știm cu toții asta, nu cred că mai e nevoie. Bine, scuza, m-am uitat, așa aș mai lua și pe Marius Nicolae și pe Vlăduț Munteanu, trebuie să facem lot, nu? Mamă, mi-au venit repede, acum că încep să-mi vină repede în minte. Și cum se pare? Pe Tamaș, pe Gabi, cred că ar trebui să-l chemăm și pe el. Păi Gabi a mai fost. A mai fost, nu? Da, a mai fost pe aici Gabi. Are meciuri lungi, mai știu? El joacă multe reprize. Păi asta zic că e extra time, dacă noi... Da. 40 de minute plus prelungiri, dar cred că s-a judecat mult la VAR. În fine, vreau să te întreb, cum ți se pare că vorbeam la început de Maidan și tot cu asta aș încheia și spuneai și tu că astăzi Maidanul a fost înlocuit și uite-te aici, sunt în următorul sezon, sunt peste 250 de echipe, 240? Dar poți să vorbești, că nu e problemă, că suntem la podcast. No, 240 de echipe, peste 4.000 de jucători vin aici și evoluează. E fantastic. În primul rând, gândește-te că niște oameni vor veni și vor juca împotriva unor foști idoli, unor foști jucători pe care i-au urmărit doar la televizor. Lucrul ăsta mi se pare wow. Adică, și fii atent, meciuri filmate în timp real, arbitri, interviuri după meci, exact asta zic, ca la știi? Liga, uite câte ligi sunt acum, dar vor fi mai multe, cât va fi până la... Adică asta zic, e o inițiativă foarte frumoasă, se întâmplă și pe afară lucrul ăsta, da. Unde foste glorii intră într-un campionat unde se joacă de plăcere, oamenii, unii dintre ei au... prilejul să-i vadă pe viu, să joace împotriva lor, alții să-i vadă la televizor, pentru că, nu știu, cu unii dintre ei le-au oferit atât de multe bucurii, da. Nu? Și necazuri uneori, că dacă erau la echipa rivală, da. Și cred că e frumos. Da. Da. Pe acest fond îți mulțumim tare, tare mult. Ți-am promis că stăm o oră, dar am stat un pic mai mult. Mi-arată băieții ceva așa. Nu știu ce vor să-mi arate, că eu știu ce am de făcut. Dar îți mulțumim tare, tare mult și o să te rugăm să și semnezi pe masa noastră aici. Și am uitat odată, nu? Poate n-am vrut atunci. Da, scrii lângă Danciu gol. Îți mulțumim pentru prezența la noi și sperăm să te vedem din nou în fotbal, pentru că mi se pare că ești un antrenor pe care eu l-aș fi văzut conducător, dar mi-ai demonstrat la Dinamo că ești antrenor.
chiar mi-ai demonstrat, nu mie, cred că nu doar mie, le-ai demonstrat oamenilor din fotbal care te pot contacta. A fost foarte greu să, știi, a fost o percepție pe care o creasem oamenilor și să știi că n-a fost ușor să le schimb percepția, pentru că toți mă vedeau ca fiind un conducător și ca să le schimbi postura asta de costum la ca să le schimbi, ca să le schimbi oamenilor percepția pe care o construiseră. Să știi că mi-a luat ceva, timp. Eu sper să te vedem în fotbal și chiar cred că dacă rămâi la fel de implicat cum te-am văzut la Dinamo și nu numai, poți realiza lucruri frumoase. Pentru mai mulțumesc. Multe detalii, sunați la Victory Cup și vă dăm numărul. Da, mulțumim tare mult, Ovidiu, pentru prezență, o plăcere și o să mai vorbim și cu alte ocazii când o să fii antrenor, să te bați la titlu, să vii și atunci aici. Cu siguranță. Mulțumim tare mult.